În toamna anului 1939, la scurt timp după încheierea pactului Ribbentrop-Molotov de către Germania nazistă și Uniunea Sovietică, cele două puteri totalitare au început să-și împartă zonele de ocupație și influență. Polonia a fost prima pe lista neagră și după mijlocul lunii septembrie a aceluiași an a dispărut practic de pe hartă. Ceea ce a urmat imediat după asta a fost dramatic. Refugiați, deportați, oameni rămași pe drumuri. O suferință pe care nicio carte de istorie nu a putut vreodată să o redea în toată puterea ei. Dar tot atunci s-a născut și o rezistență antinazistă de o dârzenie exemplară. Astăzi, la Omul și Timpul, vom vorbi însă despre un fapt mai puțin cunoscut, despre evacuarea tezaurului Poloniei, împiedicând astfel rechiziționarea lui de către armata germană de ocupație. Obiecte de artă de mare valoare, dar și 80 de tone de aur, aflat în trezoreria Băncii Naționale a Poloniei, au fost expatriate în grabă și mare secret pentru a nu fi confiscate ca pradă de război. Și cum încă din martie 1939, Cehoslovacia se afla sub ocupație germană și Ungaria era aliată a lui Hitler, tezaurul Poloniei nu putea fi evacuat decât prin România. Astfel a început odiseea celor 1091 de lăzi cu lingouri de aur și 95 de saci cu monede în valoare de 87 de milioane de dolari la cursul vremii, dar și a celor 300 de tapiserii de mătase brodate cu fire de aur și argint de o valoare inestimabilă, a sabiei de încoronare a regilor polonezi și a multor alte valori evacuate din castelul Wawel din Cracovia. Invitații noștri în ediția de astăzi, Omul și Timpul, sunt domnul Bogdan Polipciuc, din partea Uniunii Polonezilor din România, la a patra generație de polonezi care trăiește în România, economist, poet, cunoscător a 6 limbi străine. Bună ziua! Bună ziua! Prin Skype, excelența sa, domnul Nicolae Mareș, diplomat de carieră între 1966 și 1999. A publicat în presa românească și străină peste 400 de contribuții din domeniul literaturii universale, istoriei artei, dar și a istoriei relațiilor româno-polone. Și din Luci, domnul Andrei Dubițchi, profesor universitar asociat al Universității din Luci, în cadrul Departamentului de Teorie și Gândire Politică, interesat între altele de probleme de istorie românească, care a și primit un premiu academic în anul 2015 pentru lucrarea Sistemul Partidelor Politice din Regatul României. Vorbim astăzi despre aurul Poloniei. De ce s-a luat atât de greu decizia ca aurul Poloniei să părăsească țara? Consider că a fost luată această decizie și cam târziu, pentru că autoritățile poloneze considerau că vor putea rezista mai mult și nu se așteptau să fie atât de repede înfrânte armata poloneză, care a luptat cu multă bravură. Și din această cauză au fost nevoiți, atât înaintării foarte rapide a trupelor germane, să ia măsuri foarte în pripă. Între altele, să pună la adăpost tezaurul, aurul, valorile, atât de necesare, pentru că totuși o națiune, mai ales în război, are nevoie de acestea. Domnule profesor, când vorbim despre tezaurul Poloniei, la ce anume ne referim? Tezaurul a fost construit, da, de din banii, din lingouri de aur și niște obiecte culturale, da? Ba, ce obiecte au fost luate pentru transport? Aceste care pute să fi transportat ușor. Ce va fi în cel mai mult tezaurul național din castelul în Wawel, în Cracovia, și din ambe alte puncte în Polonia, și din Varșovia, din Bydgoszcz și din alte puncte al țarei. Și de asemenea, aur au fost tot colectat
în primele zi de război dintre niște sucursale lui Băncii Poloniei, Băncii Naționale Poloniei, din Bydgoszcz, din Łódź, din Varșovia, și au fost mutate în Łódź, care au fost în estul țarei, pentru nu au fost preluate de autoritățile germane. Și apoi au fost transportate în direcția frontierei, graniței cu România. Pentru a înțelege mai bine odiseea transportului tezaurului Poloniei prin România, poate ar fi bine să ne reamintiți contextul istoric al acelui moment. Repet întrebarea, de ce s-a așteptat atât de mult? Germania intrase în Polonia și tezaurul Poloniei încă nu plecase din țară. Pe ce se baza Polonia? A sperat că va face față mașinii de război germane? Nu și-a închipuit că acest război va fi atât de nimicitor. Armata germană s-a pregătit intens pentru acest război, nici nu l-a recunoscut de altfel. E foarte curios, un lucru curios, pe ziua de 2 septembrie 1939, deci războiul începuse, și la București, ambasadorul german a protestat că România a publicat un material privind intrarea Germaniei în război. Germania nu se considera pe 2 septembrie, deci atacase Polonia atât la Westerplatte cât și la Gliwice, nu se considera în război, datorită modului în care a camuflat atacul asupra Poloniei. Deci cu atât mai mult, nimeni nu și-a închipuit că într-adevăr atacul va fi atât de nimicitor. Domnule profesor Dubitski, da. 23 august 1939, pactul Ribbentrop-Molotov. 25 august se semnează un pact între Polonia și Marea Britanie. Altfel spus, Polonia se baza pe ajutorul Marii Britanii și, bineînțeles, se baza pe ajutorul Franței. Aș vrea să creionați încă un pic contextul politic al acestui moment. Toată lumea știa despre partea oficială ale pactului, da? Vă știm că a fost un anex care a fost neoficial despre divizarea Europei, da? Și Europei de mijloc, Poloniei și Letuaniei. Și Basarabia în cadrul României. Și în cadrul României și Basarabiei. Polonia între tabara Angliei și Franței, da? Ca Polonia nu face o alianță sau convorbire despre pace cu Germania. În acest mod, ca Germania va fi ataca în primul rând Polonia, nu Franța. Asta a fost mai important, punct mai important. Și a fost obținută cu alianța Poloniei cu Marea Britanie în 25 de august. Și trebuie să amintit că prima dată pentru începutul războiului, care au fost marcată lui de Hitler, au fost 26 de august. Și după anunțarea alianței polono-engleze, asta data a fost amanată pentru niște zile, ca Hitler și diplomație germană să știe ceva despre reala atitudinea Angliei împotriva Poloniei. Da? Dacă Anglia va interveni imediat în cauza Polona sau nu? Domnule Polipciuc, ce se întâmplă cu tezaurul Poloniei? Se ia această hotărâre ca el să fie scos din țară și practic singura modalitate concretă era cea de a merge pe calea ferată în principal și pe cale terestră spre România. Dacă ne uităm pe harta acelor Poloniei din acea perioadă, vedem că ea practic era înconjurată de Germania și Slovacia, care lupta alături de Germania. Erau alte țări
în nord, cu care avea graniță Lituania și Letonia, poate mai puțin, dar Lituania era ostilă, și după aceea Uniunea Sovietică. Deci, practic, granițe puteau să fie utilizate, granița cu România și eventual cu Ungaria, era de dată recentă. De ce nu s-a ales ruta prin Ungaria? Era mult mai dificil pentru că nu existau căi de bune de tranzitare, mai ales cale ferată. Domnule profesor Dubitschi, să rememorăm traseul trenului de aur, cum s-a numit în vremea aceea, drumul pe care îl face tezaurul Poloniei până la ieșirea din România. Trenul a departat din Șiate. A fost stația de frontieră, ca pe până la Șiate. Tezaurul au fost trimis pe drumuri, cu autobuzuri, cu camioane și au fost concentrat la Șniatin, stația de frontieră, gara de frontieră, și din Șniatin trenul au început drum pe la Constanța, cu cel mai scurt drumul prin Cerneauț, prin Gândim Iași. Respectând dreptul internațional, am dat voie, România a dat voie acestei mărfi care era urmărită cu lupa de către germani să treacă pe teritoriul românesc și să fie îmbarcată la Constanța. Repede ca nu cumva să fie bombardate de către inamic, de către Germania. Pentru că, iar un lucru de subliniat, aici, stimatul domn profesor Dubitschi este un mare specialist în probleme militare, știm foarte bine, sau cel puțin și tatăl domniei sale știe poate cel mai bine ce a însemnat spionajul german pe teritoriul României. Da, știm. Știau nemții tot ce se petrece în România. Știa, au fost însă surprinși de repeziciunea cu care s-a transportat acest aur spre Constanța. Dar în afara acestui lucru, așa cum sublinia domnul profesor Dubitschi, datorită istoricilor de artă polonezi, datorită unor patrioți deosebit polonezi, tot ce a avut mai de preț Polonia a fost îmbarcat în 60 de camioane și trimis spre România. Aceasta era tezaurul cultural polonez. Polonia a încercat un demers înainte de a trimite aceste camioane în România. Să obțină acordul Sfântului Scaun, să obțină acordul papalității. N-a reușit să obțină acest acord, i-a fost frică papei și a spus că aceste bunuri pe care Polonia vrea să le ducă sub auspiciile Vaticanului nu sunt bunuri ecleziastice. Și iată, România își asumă și această, să zic, această presiune germană, pentru că România era sub o mare, o puternică presiune germană. Pe de o parte dorea petrolul României, pe de altă parte nu dorea sprijin, niciun fel de sprijin Poloniei. Acest tren care practic, într-o singură zi traversează România de la Șniatin din Polonia, cum s-a menționat, Cernăuți, Bacău, Buzău și după aceea direct Constanța, unde este încărcat imediat pe o navă sub pavilion britanic, Oceane, un tank petrolier, dar în armat, am înțeles, deja pregătit, și foarte repede acesta pleacă din Constanța, ne îndeplinind chiar toate formalitățile, dar reușește să plece.
spionajul german urmărea acest transport, dar au făcut o greșeală. Ei au spus că deja pe 14 septembrie aurul ar fi părăsit România. S-a întâmplat cu o zi după aceea, dar noroc că a reușit. A mers la Istanbul, după aceea a fost transferat pe calea ferată, de unde a ajuns de la Istanbul în Beirut, transferat din nou pe nave militare franceze cu care au ajuns la Toulon. De asemenea, cred că trebuie să spunem că altă parte era aceea a trezaurului propriu-zis, deci cultural-istoric, din care făceau parte asemenea artefacte deosebit de importante pentru națiunea poloneză. Și acestea au venit cu mijloace auto, sub pază și escortă inclusiv a poliției și jandarmeriei române, până în București. Și după aceea se vor organiza mai multe transporturi, marea majoritate plecând cu nava Ardealul din Constanța, care va ajunge și ea la Marsilia. Efortul făcut de România, nu numai uman, efortul material în sine a fost uluitor. Dați-mi voie să vă spun cu punct și virgulă ce a însemnat, consemnat de către acest comisar militar, ajutorul polonez. E vorba de 2 miliarde 115 milioane 622 de lei. Acesta a fost efortul făcut de poporul românesc cu care a înzestrat armata poloneză. Un ofițer polonez primea în România o soldă de 9.000 de lei. Vorbim despre un efort pe care România l-a făcut într-un context extrem de complicat. Vorbim despre începutul celui de-al doilea război mondial. Vorbim și despre faptul că România nu a cerut niciodată nimic pentru acest efort. Așadar, pe 1 septembrie 1939, Germania ataca Polonia, declanșând astfel cel de-al doilea război mondial. După cum știm cu toții, Polonia a fost învinsă după invazia sovietică din 17 septembrie aceluiași an, dispărând practic de pe harta Europei. Între Polonia și România existau însă tratate de alianță negociate și semnate încă de la începutul anilor 30. Și tocmai în baza acestor înțelegeri diplomatice, România a permis guvernului și autorităților poloneze să ne tranziteze țara în drumul lor spre Occident. Au trecut prin România atunci o parte a armatei poloneze, mulți civili, dar și tezaurul Poloniei. Când spunem tezaurul polonez, trebuie să știm că vorbim în fapt de două tezaure. Unul artistic, care se afla la castelul Wawel din Cracovia, și cel de-al doilea, tezaurul statului polonez, constând în 80 de tone de aur. Acesta din urmă avea să fie împărțit la rândul lui în două transporturi. Toate aceste trei fragmente a ceea ce numim generic tezaurul Poloniei au avut propria lor poveste aventuroasă de la momentul plecării din Varșovia, de teama nemților și a sovieticilor, până la reîntoarcerea lor înapoi după 23 de ani, abia în 1962. Ajutorul românesc a fost însă unul esențial în salvarea aurului și tezaurului artistic al Poloniei. Și nu numai istoricii și diplomații români spun acest lucru, ci și cei polonezi și britanici. Pe scurt, România, țară neutră, a permis tranzitarea pe teritoriul său, în ciuda protestelor germane vehemente, a tezaurului polonez pe care l-a definit conform tratatelor economice bilaterale o simplă marfă. În ziua de 9 septembrie, în fața asaltului viguros al armatei germane, guvernul polonez a luat decizia de a-și pune la adăpost tezaurul. A doua zi, pe 10 septembrie, autoritățile de la Varșovia au solicitat ajutorul guvernului de la București. România au acceptat necondiționat, asigurând chiar logistica acestui transport, fără a solicita bani. De ce prin România? Pentru că din martie 1939, Cehoslovacia fusese ocupată de Germania și dezmembrată ca stat, iar Ungaria era aliată a Germaniei. În consecință, singura cale de scăpare pentru bogățiile Poloniei era prin România. Tezaurul a fost evacuat în două tranșe. Prima pe 15 septembrie, iar cea de-a doua pe 23 septembrie.
Au fost organizate două transporturi pe calea ferată, de la granița polono-română până la Cernăuți, de la Cernăuți până la Constanța, pentru prima evacuare din 15 septembrie, iar în cazul tranșei a doua, de la graniță s-a ajuns la București, apoi de la București la Galați și de la Galați spre Constanța. O mică parte a tezaurului polonez a rămas în România. În vara anului 1944, acea mică parte de 3 tone a tezaurului polonez s-a alăturat celor 242 de tone de aur ale tezaurului Băncii Naționale a României, care a luat drumul mănăstirii Tismana pentru a fi protejat de invazia sovietică. Operațiunea a avut ca nume de cod Neptun și a ajuns în cel mai mare secret într-o peșteră de lângă mănăstire. În 1947, aurul Băncii Naționale a României s-a întors la București, iar cele 3 tone ale tezaurului polonez s-au reîntors la Varșovia. Odată scăpat de spectrul capturării sale de către germani, tezaurul polonez a început o veritabilă odisee prin Malta, Elveția, Vatican, Franța, Africa, ajungând după peripeții inimaginabile în Canada și Statele Unite ale Americii. Va reveni în Polonia abia în 1962 după negocieri aprinse. Punem punct ediției de astăzi Omul și Timpul, o pagină frumoasă, chiar dacă... Deosebit. Deosebit de frumoasă. Acestei prietenii între două popoare care cândva s-a spus că sunt două popoare, același popor, o națiune cu două limbi. Da. Sau, cum iară spunea altcineva, o alianță a inimilor. Exact. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea în emisiunea noastră de astăzi. Ne revedem săptămâna viitoare. Astăzi, la Omul și Timpul, vom vorbi despre apariția instituției care a terorizat timp de 40 de ani societatea românească. Securitatea statului. Aveam 6 ani și jumătate când a murit mama. Aveam 4 ani și jumătate când mama s-a eliberat. De ce fusese arestată? Mama a fost arestată pentru că a iubit un bărbat. Și nu l-a denunțat. Am fost la o prietenă de-a mea la Paris, Ștefana Bianu, fica unui deținut politic. Și m-a întrebat ce ai vrea să-ți fac de mâncare. I-am spus, Ștefana, o tocăniță ca în România, mai știi? Și a început să plângă. Și apoi mi-a povestit despre ce era vorba. Zice, știi, când aud tocăniță, plâng din următorul motiv. M-am trezit când eram mică, cu o lanternă în ochi și o voce blândă m-a întrebat. Ce ai mâncat aseară cu tata? Și eu am răspuns, tocăniță. Așa securiștii au știut că tata e în casă și l-au arestat.